Bună seara și bine v-am regăsit la Despre Filme. Continuăm seria noastră de interviuri cu o carieră. În această seară, alături de mine și de dumneavoastră, Mircea Diacon. Bună seara și mă bucur că sunteți alături de noi. Bună seara. Că în sfârșit ne cunoaștem. Și că ne vedem și că sunteți aici ne-am la Despre văzut? Filme. Da. Dintr-o singură direcție. Exact. Vreau să știu care este filmul din copilărie care să vă fi surprins. Primul meu impact, mă rog, cu cinematograful. Și de ce zic impact, o să vedeți imediat. Că m-a impactat rău de tot. Că la noi la țară, comuna Vrădești, Argeș, Câmpul Lung, Muscel, mă rog, o zonă de dealuri și rele. Dealuri și casa noastră e așa și după care e un delușor și școala. Și școala și biserica e făcută pe bunici de bunicii mei și străbunicii mei și din terenurile noastre. Deci cumva de la mine era un delușor, era un pârleț și școala. Și într-o bună zi, nu știu dacă eram între a doua, nu mai mult, a întâia sau a doua, cred, a venit caravana cinematografică și a proiectat film pe peretele alb al școlii, că în altă parte nu se putea. Și ne-am dus toți, am trecut pârleazul și stăteam toți pe iarbă și ne uitam la peretele ăla miraculos și era o poveste rusească, mă gândeam că un film sunt rusesc. Nu, sovietic, nu rusesc, da, e da, mare da. Diferență. Da, corect. Și era ceva în care în continuare câștigau partizanii, îi băteau pe nemți, mă rog, era rețeta cunoscută. Dar, la un moment dat, apărea un tren, care făcea și toate astea și venea către cameră. Efect ultra cunoscut și folosit în multe filme, dar eu mai văzusem. Și mă uitam încântat și la un moment dat a plecat trenul ăla spre mine. Și a venit și a venit și a venit și venea și venea și venea și am început să urlu, am sărit pârleazul așa și m-am ascuns acasă undeva, nu știu, să nu mă calce trenul ăla. Firește că în clipa aia n-aș fi știut sau nu știam că voi ajunge eu însumi actor de cinema și că timpul va fi cu totul altul și altfel, se va derula povestea, dar asta a fost primul meu impact cu cinematograful. M-a speriat întâi. Ați strigat mai întâi. Am țipat, am urlat, am sărit gardul, am întins-o să nu mă calce trenul. Colegii mi-au pregătit un montaj cu fragmente din proiectele la care ați lucrat. Le vedem și noi, ne delectăm cu ele și revenim. Eu am clienți acasă la 11 fix, mă întorc din târg. Nu înțeleg. Și dumneata... Trage. Nu trag? Cum o să trag? Cum o tragi? Dar ce faci? Scriu. Spune-mi. Îl cunoști? Ștefan Nedelcu. Venea foarte des pe aici, mai ales cu doamna Hoffman și cu maiorul Nemț. E încurcat cu yo-yo cântăreața noastră. Mă, dar astea debutul. În 71 a fost debutul, da? Da. Atunci am terminat facultatea. Chiar atunci am terminat și am făcut filmul. Frumos. Mi-ar place să lucrăm împreună. Nu m-am gândit niciodată să fac meseria asta. Atunci n-are niciun rost. Lucian nu ți-a spus unde te trimite? Nu. Data viitoare să-l întreb. Iubesc filmul ăsta. Îl ador. Un film american are tot ce-i trebuie. Un film perfect. De ce nu mă lăsați în pace să trăiesc și eu, să trăiesc și mea, să trăiesc cu toată lumea? Ești băiat tânăr, frumos, nu-i păcat de viață, mi-ai pompier. Condor pe domnul și dacă se întoarce ei secură, capul mi-l trimis mie, bă, de ce fac? Eu la meu loc. Asta e un rol destul de diferit. Ei, cam toate au fost diferite. Da. M-a avut grijă de chestia asta. Stop! Să nu te mai plimbi aici! Stop! Pe care mi-l dai? Pe oricare. Pe asta roșu. Cum spune? În general se pierde foarte mult timp. Timpul, acest prețios capital, Luna, să știi că e o temă interesantă pentru tine, pentru dumneata. Pentru dumneata. Da, și pentru elevii dumneata. Da. Noroc, tovarăși! Ce film bun e ăsta! Hai să ciocnim un pahar! Casa de Recâmburi, super de film! Pentru fata asta frumoasă! Tora! Zii, ce s-au făcut de niște păli? Și nu te mai hobală ce-o vărgați și de-astea, că nu te-am nasul tău! Mâncă numai bani! Ne înțelegem omenește, ne tomnim, pricep și eu situația lor, că oameni suntem, dar oricât,
O familie se ține greu. Nevastă mai mănâncă și ea mai... îmbracă, mai se încalță, nu? Oricât ar fi de sfânta vine. Nevasta mea era Sofia Vicoveanca. Luați-a mică, luați-a un rând de haine. Măi, Traiane, bagă de seamă. Ba ce, Traiane, că n-am fost recutați împreună. Meriți. M-a strigat Felisa. Am glumit. Te rog frumos, mă ierți. Te-am iertat. Auzi? Dar ce și-o fi luat el pistolul dacă se ducea să ia niște bani care erau ai lui? Nu? Păi știu eu. Poate așa e obiceiul pe aici, printre datornici. Acesta era un film alb-negru splendid a fost. Domn procuror. Sfârșitul nopții. Da. Visul. Nu visul, da. Mircea Veroș. Eu nu știu de ce m-a adus aici. Ha, de ce Mitica, trag? Da, de ce trag o pădără. Auză, Mitica! Că nu m-ai deranjat la acești minciuri, păi nu o să avem noi mușchii noastre, ci de vale la expoziție. Nu, mânșe, sunt prea mic pentru ele. Dresura de când se înșteră. M-ai strigat? Pisata moare! Poruncește, gata sunt să mor. Ia pendula, du-o afară și aruncă-o în latrină. De unde știi că îi va fi alesul băiatul care face gălăgie? O mamă simte care este mersul când tatăl se preface că nu știe. Au fost atât de multe că aveți peste 70 de filme, adică ar trebui să fac o selecție. Am trecut de 100 cu plăre de televiziune cu tot. Momentan e ocupată. Buletin de București. Ia-o în brațe, păi să gâdi, mă, da. Hai, Elvira, fii serioasă, te rog. Hai, cum așa, perfect, așa, acum sărutați-vă. Cum se sărută? Să sărute, păi. Hai, nu-mi place. De ce ai venit? Ce cu tine, ești bolnav? Ce s-a întâmplat? Am depus actele pentru căsătorie. Păi dacă ți-e rău, retragere, nu? Chiar că îmi place un bărbat ca mine, ce mișto e ăsta? Nimic. Mi-ajunge că îmi place mie o nevastă ca tine. Spală toate șardele de ale gurii! Spală toate șardele de ale gurii! Deci? Ce tip de contradicții au sesizat? L-am avut și pe domnul Naia aici. Asta e unul dintre cele mai bune filme. Antagonice. Poftim? N-am înțeles întrebarea. Avem cadrul ăsta, deci. Avem patru pe lumea asta. Și poți să spun cum s-a făcut, că e genial. Era Diana. Vivi Drăgan a făcut imaginea. Da, dar nu în masă. A făcut o chestie, așa. O invenție, genială. Da, da, dar nici cadrul ăsta, când am văzut, am zis. Nu, zici că e mare efect american, dar grupă, aiurea. Ce e asta? Cred că am văzut niște making-off-uri cu camera, cum o trăgeau în sus și, da. Miro la mine și impresionează-mă, emoționează-mă, starce-mă o lacrimă. Cred că e foarte important dezbaterea. Da, cred că mai important e să vedem film. Băi, dacă nu eram noi revoluționarii, ăștia vă mâncau pe toți! Vă mâncau viitorul! Eu nu sunt profesor de sport. Eu sunt profesor de limba și literatura franceză. Am revenit așadar, cum vi s-au părut momentele din montaj? Scurte. Scurte. Da. O viață de om. Exact. Ele trec repede, tăiate și... în fine. Dar de câte ori se întâmplă să văd câte un film vechi, că se difuzează, slavă Domnului, da, multe,
la un moment dat retrăiesc și restul stărilor. Între contextul. Nu numai asta. Mi-e frig, mi-aduc aminte de lipsuri, de condițiile în care se făceau filmele și cât de greu a fost până la urmă. Dar am iubit această profesie. Se vede. Și se simte. Nu numai eu. Și am făcut-o cât am putut de și bine. Și ea v-a iubit. A fost reciproc. Da? E foarte mare adevăr a spus. Pentru că nu-i destul. Și, mă rog, sunt tineri, sau am fost și profesor la facultate, am avut discuții de tipul ăsta și am fost și în regimul trecut și în regimul ăsta și am fost profesor. Venea discuția, nu e destul să ai, să zicem, talent sau chiar muncă imensă, exercițiu imens și dăruire, trebuie să ai și noroc. Și șansă, și dacă da? Nu se întâmplă să ai și noroc, e degeaba totul. Când ați conștientizat pentru prima oară că vreți să mergeți pe drumul ăsta al actorii, că vreți să dați admitere la un ATC? Nu, s-a întâmplat brusc. Brusc? Da. Sunteți mine, primul invitat care îmi spune asta. La mine, da, destine și destine. Nu da, seamănă sigur, unul cu celălalt până la urmă. Individul e universul. Și e unic. Și da, nu seamănă cu celălalt. Așa e, da, e bine pe lume. E foarte bine făcută lumea. Ei, nu am avut gânduri de astea, nici nu știam nimic. În liceu. Liceu fiind, și eu am făcut 11 clase, făceam sport, eram în echipa de handbal la școlii, în fine. Și la un moment dat ieșeam dintr-o sală de sport și un profesor de germană, tânăr și foarte talentat și frumos și toată lumea îl iubea și un dăruit, mergea pe culoar. M-a văzut și m-a oprit și a zis, intră în clasa aia. Și m-a dus în clasa aia. Și acolo era un cerc, semicerc de fete cele mai grozave din liceul nostru, cu care el făcea un montaj literar, muzical, coșbuc, mă rog, și avea, deci erau vreo 7 fete, cred, și un băiat care cânta perfect la fluier și care azi e preot. Și m-a pus lângă băiatul ăla, m-a măsurat și a zis, de mâine vii aici, la repetiții. Îi trebuia încă unul la fel de scund sau de înalt, da, nu mai știu dacă era vorba scund sau înalt, dar cât el. Mi-a dat să învăț o poezie. M-a pus să învăț, după aia mi-a spus, băi, băiatule, recit-o, n-o spune. Păi mi-a spus să o învăț. Și am învățat-o și am turuit-o, normal, recit-o. Și la ochii mei care mari diferența? Și ce înseamnă asta? El mi-a explicat ceva foarte amuzant. Amuzant acum, dar atunci asta e. Asta zice, uite, în sală niște oameni. Nu te uiți la ei, că e indecent. Te uiți un metru deasupra oamenilor. Așa. Așezi privirea, un metru deasupra lor, întorci corpul 15 grade față de direcția asta și privirea o mai muți încă un metru jumate cam așa într-o parte. Deci corpul așa, privirea așa, un metru deasupra oamenilor. Așa o spui. Și așa am spus-o la concursul între licee și am primit finalmente premiul întâi între licee, ce era un nivel de nu pot să spun, alături de o fată bucălată, cu părul lung, romantică, de nu-i adevărat, și care fata asta spunea moartea căprioarii de Labiș, de nu-i adevărat, plângea toată lumea, era nebunie și era cunoscută în tot orașul, alături de ea, deci eu și ea. Dintr-o dată, și mi-au dat și diploma și nu știu ce. După care toată lumea m-a întrebat, te faci actor? Te faci actor? Nu înțelegeam despre ce e vorba. Până un alt profesor mi-a spus că are un văr care e student la regie, teatru și că se face, și am zis, se face facultate? Actorii fac facultate? Există așa ceva? Adică e o meserie la care trebuie facultate? Credeam că e talentat și se urcă acolo. Ca astăzi. Ca așa, cam, azi, cam așa se întâmplă. Ceea ce nu e bine deloc. Dar deloc. Ei, la vremea aia, ăștia erau profesioniști. Cine era în comisie la admitere și ce profesor de an aș fi avut? Nu știu, acum știu, dar atunci nu știam. Când am intrat eu acolo în sala aia cu niște emoții de nu-i adevărat, după ce l-am convins pe taică mea cu greu să mă lase și m-a lăsat doar pentru că și-a dat seama că se dă admitere cu 3 zile înainte de ziua în care se dă tot, în toată țara, de la toate facultățile odată. Și cu 3 zile înainte se dădeau astea vocaționale și erau eliminatorii. Și a zis, cade băiatul, să-l liniștește și îl bag la matematică, la chimie. La... Era o ușă, un asistent care zice, hai, tu urmezi. Și am deschis ușa aia și am intrat într-o chestie, într-un întuneric. Da. Și în fața mea o pânză, se vedea foarte slab și nu mi-am dat seama unde sunt, ce sunt. Erau niște culise cam atâta, că așa erau sălile noastre. Acum nu mai sunt așa. Nici nu mai au culise, nu mai au perdele, da, nu mai e nimic. Așa, atât. Și am intrat și mă uitam la perdeaua aia și mai departe și am văzut că așa și am făcut așa și s-a făcut o fantă mică și am văzut lumină multă acolo, într-un spațiu de scândură și m-am dus, am dat ăla
Și am apărut încet să nu dea ce sunt lumină. M-am dus un pic așa, proiectoare, nu ochi. Nu vedeam nimic, era beznă. Și la un moment dat zice cineva din sală, zice, știi vreo poezie? Da, zi. Și am început să spun Luceafărul, nici mai mult, nici mai puțin. Și când l-am învățat, aveam grijă să le spun, să spun toate strofele. Da. Performat. Să zic eu o vreme, stop, zice cineva de acolo. Cineva întreabă din sală, de unde vii tu, mă, băiatule? Din Vlădești. Și am început să spun de unde vin, cum am luat trenul, cum m-am urcat, cum am zis că eu mă refeream la drumul în sine. Da. Am dat, am început să chicotească lumea pe acolo în sală, să amuzau de tâmpenia pe care o spuneam. Le-a plăcut? Da, stop, e regulă. Și m-a dat afară. După care am stat încă nu știu câtă vreme, până a venit iar asistentul acela, noi eram serii de câte 11. Uh-huh. Acolo care intram și intram și intram. Și erau mii de candidați pe 40 de locuri. Și zicea, cu tare, îi dădea buletinul, cu tare, îi dădea buletinul. Și da, buletinul. Și de să plece. Domnul, dați-mi și mie buletinul. Păi de ce să-ți dau buletinul, zice el? Era un tip înalt, era asistent la muzică, la vorbire scenică, mă rog. Păi dați-mi și mie buletinul, că eram disperat că rămân fără buletin, le-a dat la toți buletinele. Păi nu, că rămâne la noi. De ce rămâne la dumneavoastră? Eram disperat. Nu, mă, băiatule, că tu continui examenul, deci buletinul tău rămâne la noi. Îți dăm noi o hârtie, uite, mi-a dat așa un fel de, ca să mă prezint după aia, în locul buletinului, cu care mă prezentam la probele următoare. A, am priceput și bine. Brusc am intrat așa și e clar Sandamanu, doamna Sandamanu, care a fost profesoara mea de clasă. Și ce colegi ați avut? George Mihăiță era și el și eu am intrat pe ultima linie. Ultimii care am intrat am fost noi și a mai fost unul tot cu noi, Ion Colomieț, care s-a prăbădit din păcate și mulți dintre ei sau unii dintre ei i-am pierdut în fine. Nu ai părut asta, asta este viața. Gelu Nițu, coleg cu noi, Florin Zanfirescu, în aceeași serie, Gelu Coceag, Gabi Iencec și sunt mai mulți, mă rog, în fine, așa. Am fost două clase de actorie și o generație foarte bună. Ați fost și profesor. Da. Cum vi se pare că s-a schimbat institutul? Ce nu se mai învață? Nu, ce s-a întâmplat, sau s-a întâmplat pe traseu acolo, o formă de deprofesionalizare. O formă de, hai mai repede un pic, că parcă pierdem vremea cu învățatul și cu exersatul. Hai să producem, hai să mai câștigăm un ban. Asta m-a șocat la un moment dat, eram prof, univ, să zic așa. Da. Și 93 sau 4... 94. Am fost frac un carnaval București 1900 și aveam nevoie de toți studenții și am făcut o nebunie întreagă și am iubit-o, dar nu pot să spun. S-a numit Carnavalul București la 1900 și au fost vreo 4 ediții. Ei, și la un moment dat niște studenți, de-ai mei, nu altfel, au zis, domn profesor, ce ne iese și nouă? N-am înțeles despre ce vorbesc, ce se vedea asta? Păi bănuțul. Asta nu exista. În capul nostru nu există. Nu, vorbesc acum de lumea mea în care m-am născut și am crescut ca actor între oamenii aceia, nu-și puneau problema asta. La un moment dat, din anul 2 până în anul 3, am jucat la Casa Studenților, era un club, student club se numea, de mare top la vremea aceea. Făceam spectacole de un act, texte, de piese de un act. Am făcut un Kafka deosebit de bun, s-a scris în presă la vremea aia, am fost în topul Bucureștiului la vremea aia cu o piesă într-un act. Și după un an de jucat și nu știu ce, ne-a chemat directorul Casei Studenților. Ați început să fiți remunerați. Da. Și ne-a dat 220 de lei. 220 de lei cu care eu mi-am cumpărat o pereche de ghete. Și am fost atât de fericit. Că ați luat din munca dumneavoastră. Nu, dar nu așteptam. Adică cam așa puneam noi problema sau ni se părea că trebuie pusă problema. Și acum dau un citat din Dostoevski care spune următorul lucru, care e aplicabil în toate profesiile. Zicea Dostoevski, nu scrie cine poate să scrie, scrie cine nu poate fără să scrie. Deci asta e, dacă nu pot fără asta și o fac din dragoste. Unde intră banul? Tot că vine, putem, avem și noi nevoie de pantofi, de ghete, iată. Da, nu invers. Corect. Ați avut șansa încă de la primele roluri să jucați cu moștii sacri, generații de aur, actori extrem de iubiți. Am văzut și în imagine, Amza Pelea, Toma Caragiu, Octavian Cotescu. Cum au fost aceste întâlniri și ce ați avut de învățat? Că se spune că se fură de meseria aceasta. Și cum erau la lucru, efectiv? Fiecare altfel.
Pentru că actorii, așa e la lumea actorii, sunt unicate. Actorii cunoscuți, actorii care contează, sunt unicate. În clipa în care mai apare încă unul cam la fel, unul dintre ei dispare. Da, cam nu așa. Nu se poate, decât așa. Vă ziceam că am avut un noroc dumnezeiesc. Și nu greșesc când spun asta. Că soarta m-a aruncat între ei de la început. Am terminat facultatea în 71 și în vara aceea am debutat în film, Nunta de Piatră. Ați dat un fragment, da. Un film care a făcut o carieră mondială, pur și simplu, și în istoria cinematografiei. Și toamna, deja am fost luat la Teatrul Bulandra să joc. Da. Iarna lui 71 m-a chemat la Bulandra domnul Ciulei și m-a băgat în O scrisoare pierdută, Brânzovenescu, și așa mai departe. Am intrat dintr-o dată în trei, dar eram student în anul 3, când Florian Pitiș a trebuit să plece, a avut o bursă în Suedia, de pantomimă, era un mim excepțional, Florian Pitiș, și un spectacol în care el juca rolul principal, era un tânăr, rămânea fără și atunci David Esrig, un foarte mare regizor, și el vremea era profesorul de regie în clasa paralelă cu noi, în același an, dar la regie. Și pentru că eu jucam mai puțin, că nu eram foarte agreat așa neapărat, că nu știu, să îngrămădea lumea să-mi dea de lucru în clasa mea, mai eram mai pe culoare așa. Și colegii mei de la regie, am dat, au zis, vină la noi că peste vreo două ore vine proful și să lucrăm puțin. Ei aveau teme să lucreze cu actorul. Cum lucrez cu actorul? Aveau mici scheme de lucru. Da. Și eu eram materialul didactic, să lucra pe mine, cobaiul lor. Și a venit Dan Bidestrig, a intrat și eu eram cu ei acolo. Și a zis el, fii la actorie și îmi zice, stai aici, stai aici. Și din clipa aia mă duceam la cursurile lui David Esrig, pur și simplu. Și se lucra pe mine, cu mine, sub atenta supraveghere lui David Esrig. Un regal. Ei, n-a durat mult chestia asta, când l-am dat David Esrig, zice, băiatule, mâine la 10 vii cu mine. M-a luat și m-a dus în biroul la domnul Ciulei. M-a prezentat și Ciulei s-a scurat de pe scaun, nu mă cunoștea de niciun fel. Și îmi spune următorul lucru, nu mă cunoștea, nu mă văzuse niciodată, că dacă m-ar fi văzut vreodată jucând sau mai știu eu ce, aș fi știut și eu că nu puteam să dau altfel. Nu știa că exist. Da. Și a luat textul, a scurat, avea un birou splendid, florentin, în biroul lui și erau și alți actori mari acolo, în fine. Și mi-a dat mâna și mi-a zis, te știu, am încredere în tine, te rog să ne ajuți. Florian Pitiș a plecat într-o așa o bursă și trebuie să jucăm spectacolul în care el juca. Te rog, ești de acord să ne ajuți? Oh, așa vorbea cu mine. Sigur, în clipa în care spunea te știu și am încredere în tine, știam clar că nu m-a văzut, dar ce frumoasă e minciuna. Nu? Minciuna care împinge în față lumea, minciuna bună, minciuna pozitivă. Da, sigur că da. Am luat textul, îți mulțumesc că ne ajuți. Asta era relația. S-a așezat relația într-un fel și nu că am luat-o ca atare, dar mâncam, adică în două zile știam textul tot. Noaptea, tot timpul, la mine, categorii. Tot timpul știam textul. Vi s-a dat șansa, dar ați și știut să o luați. Păi, da, despre asta e vorba, dar ea trebuie să vină. Da. De asta vorbesc de noroc. Că s-a întâmplat așa, că David Esrig mă cunoștea și David Esrig fiind la Bulandra și știind despre ce e vorba pe ei, m-a luat de acolo și m-a luat dincolo. Despre asta. Și eu, la rândul meu, am făcut lucruri de astea cu alți actori tineri, pe care i-am debutat sau i-am ajutat, exact în același fel. E o datorie, dacă vreți, a unui om care știe profesia sau știe de ce ar fi nevoie și îi ajut și pe alții să intre în cameră. Mi-au creat mereu senzația că suntem egali și colegi. Asta e mare. Nici o clipă nu mi-a zis, stai acolo că tu ești mic. Sau adu-mi o cafea. Păi nu, că aveam cabiniere care făceau niște cafele impecabile. Nu asta era problema cu cafelele. Dar asta zic. Și erau ca niște părinți pentru mine și copilul îmi ziceau, că ei erau cu 20 copilul. De ani mai mari ca mine, toți, da. În care am intrat eu practic. De-aia, din păcate, sunt ușor trist de mulți ani de zile, că mai trăiesc foarte puțin dintre oamenii cu care am debutat, cu care am învățat profesie. Discutam despre O scrisoare pierdută înainte să intrăm în direct. Momentul în care doar intrați la acel geam cu domnul Dem, se rupea sala. Nu era nicio replică. Efectiv, apăreați amândoi la ușa respectivă și sala era în delir, atât. Dar ce intrare aveți? Fiecare cu meseria lui, de asta spun. Vreau să amănunte că nu vi le dau. Am crezut, am simțit să fac într-un fel, am făcut într-un fel. Și ei au înțeles și m-au lăsat și m-au acceptat, ceea ce a fost impecabil, vă spun.
Asta zic, eu n-am fost egarul lor, dar am avut șansa să trăiesc printre ei. În 69 am debutat, de fapt, și când am fost student în anul 3, am debutat la spectacolul ăla și stăteam în cabină cu Emil Bota. Și în scenă eram cu Claudiu Bertola, cu Eugenia Popovici, artiste emerite ale poporului. Era nebunie ce era acolo și eu, un biet student în anul 3. Și nu m-am temut și nu m-am dat înapoi și am făcut cât am putut de bine. Asta este, dau un sfat. Am dat și îți dau, unul singur în viață. Soarta te pune în diverse situații, mari, mici, nu contează. Dar tu trebuie să faci anumite lucruri, de orice fel. Fă-le cât poți de bine. Nu te gândi la altceva, așteptând alt tren. Nu! Mersul tău mai departe are sămânța în ceea ce faci în clipa aceea. Acum, dacă faci atât de bine lucrul ăla, cineva va vedea. Și atunci poți să faci pasul următor. Dacă tu faci în bătaie de joc, așteptând marele tren, salut! Cum s-a schimbat filmul după 90? Pentru că ați lucrat și înainte și după. Da, nu pot să spun că tot... Cum ați resimțit dumneavoastră? Nu e alb și negru, dar diferențe sunt. Mă întreabă multă lume, de ce totuși parcă astea nu prea ne plac foarte tare și alea dinainte ne omor. Și am zis, în primul rând, alea dinainte au doza de nostalgie, dacă vreți, sau de poză veche care îți dă... Mai vezi și în jur cum arăta lumea, te interesează și din punctul ăsta de vedere, poate că asta, dar... Mai e ceva, știți, când grăbești coacerea, și la mere, și la roșii, nu ies foarte bine. Noi nu grăbeam coacerea. Vi se pare că e totul pe fugă acum? Asta spun după și 90. Nu zic altceva. Să fac filmele, nu știu, rapid, prea rapid. Ai răbdare, să vezi, s-a copt, nu s-a copt, mai faci o dată, până toată lumea e mulțumită. Au fost situații în care, pe vremuri, s-au refăcut scene întregi, pentru că nici mie nu mi-a plăcut. Mulțumit. Deci nu eram eu mulțumit sau simțeam că pot și mai bine. Nu, mai că e bine. Mai vreau o dată că poate pot să mă ridic și mai mult. Și se făceau multe adaptări din opere literare. Și asta, sigur că da, și asta. Adică totul pornește de la scenariu. Da. Clar, categorie, de la poveste. Da. Ce spui? Și mai era ceva. La vremea aia, că e un echilibru. Până la urmă, eram o piață. Ceea ce însemna că în România erau niște mii de cinematografe, cu cele sătești cu tot, mii de cinematografe care difuzau și furnizau niște bănuți amărâți, încât la vremea aceea producția cinematografică și acoperea toate cheltuielile și dădea și bani la buget. Deci era rentabil, dacă să spun așa. Da. Azi nu mai este. E un lucru în sine. Atunci găsesc regizorii de azi, producătorii de azi, găsesc cu greu bănuții aia cât să facă filmul. N-au unde le difuza, n-au sistem de returnare a banilor. E un cerc. Dacă pe partea asta bagi bani, producție așa, și exploatare și realimentezi cercul, el funcționează. Nu se mai întâmplă lucrul ăsta. Și nimeni nu înțelege treaba asta. Nu se înțelege acest simplu lucru. Și nu s-a înțeles în 90, când s-au făcut legislație, au modificat, în fine, lucrăm în libertate. O prostie. Asta e o regulă universală a cinematografiei american. Care vreți? Asta este un cerc pe unde bagi și se învârte roata. Unde despre e o industrie, vorba, da? Practic. Deci le fac cu bani azi. Cu bani mai puțini, subiectele sunt mai simpliste, ca să zic așa, pentru că nu te poți dezvolta. Să faci acum un film istoric, Doamne, păzește. S-a terminat. Bani ajungeau din cât se câștiga cu filmele noastre. Fiindcă eram o piață și funcționa. Până la urmă, asta am dezvoltat în neștire la Parlamentul European, când am fost vicepreședinte al Comisiei de Cultură. Erau subiecte de film. Toată lumea s-a uitat spre mine. Că restul colegilor erau, ba, profesori, ba, ziariști, ba, dar foarte puțini din lumea mea spre deloc. Și se uitau la mine. Și ziceam, simplu, uitați-vă puțin pe harta mondială și o să vedeți că cine rezistă sunt marile piețe. Americană, sud-americană, cu limba spaniolă, indiană, chineză, rusească, care au piețe mari și atunci produsul lor, difuzare mare, amplă, costuri mici. Și scad în costuri și când vin și trec frontiera la Curtici, ele sunt aproape gratis, amortizate deja, te bat de te rup. Deci noi nu avem piață, pur și simplu. Și spuneam europenilor celorlalți, hai să spargem barierele dintre statele, dintre țările noastre, spațiile noastre, limbile noastre. Spargem, pentru că noi, ca Uniunea Europeană, noi avem aproape 500 de milioane de spectatori virtuali. Deci o piață mare, comparabilă cu restul, mai mare decât cea a Statelor Unite, fără discuție asta, care are 250. Nu, sau orgolii sunt, adică, astea, prostie. Dacă e o piață deschisă pentru produse... mașini, ce vreți, o piață liberă și nu mai pui vă-mi intre, la film de ce să pui?
Întreb și eu, de ce nu lași cap un produs care se împrăștie peste în toată Europa? N-am putut să conving atât de tare încât să conteze. Cum este pentru dumneavoastră un regizor bun și ce indicații valoroase ați primit? Dom'le, iarăși zic, și la regizor e la fel, nu seamănă unul cu altul. Și ar fi păcat să fie la fel, Doamne ferește, nu. Atât cât regizor avea metode de lucru. Fiecare regizor, așa, să zicem angro, mizează pe ceva din tot ce are pe masa aia, în sens de colaboratorii, poveste. Unul merge, nu știu, pe formula cinematografică în sine, aproape nu contează ce pune înăuntru. Alții mizează pe om, pe actor, care de fapt e singurul producător de emoție, că un decor perfect nu te emoționează neapărat, îl admiri, îți place, îi dai o notă, dar nu te emoționează, nu te ia după el, nu te face sluga lui și umbli după el orice ți-ar spune. Omul da. Deci de-aia există teatrul de la greci încoace, om și celălalt om. Deci doi oameni, un personaj colectiv care e publicul și tu pe scenă, deci un schimb de emoție, de poveste între ei. În clipa în care intervine altceva, iertați, tehnologia, astăzi, băgăm cât mai multă tehnologie în teatru, dă-i efecte de tot fel, prostie mai mare nu poate să facă teatru decât să se tehnologizeze. Nu! Distrugi relația directă și emoția dintre om și celălalt om. Păi un actor pe scenă, pentru că așa e povestea și forța lui, să uită undeva și tu vezi ce vede el. Și el vede un munte, vede un tramvai, vede un balaur. Și tu vezi în sală ce vede și el. Nu îl arăta cu proiecție sau retroproiecție, greșit profund. Pentru că anulezi în clipa aia imaginația spectatorului, care este cel mai mare rezervor de emoții și de inteligență posibil pentru omul care face artă. E atât de vechi teatru încât e bine să rămână. Nu mi-a răspuns totuși. Cum trebuie să fie un regizor? Mi-au plăcut cel mai mult regizorii care au mizat pe om. Da. Atunci vin, nu știu, îți dau credit, mizează pe tine, nu te anulează pur și simplu, tu treci de acolo până acolo. Păi cum? Nu contează. Tu treci, gata, efectul e în regulă. Îmbrăcați-l așa, zice, și gata. Sunt și regizori de tipul ăsta. Dacă ar fi să alegeți un rol în urma căruia ați făcut o descoperire, care a schimbat ceva în dumneavoastră, poate, care v-a pus niște probleme, Nu, asta în niciun caz, pentru că problemele le pun eu, din ce fac personajul, nu el mie. Asta e relația. Sunt două feluri de actori pe lume. Unii actori aduc personajele, oricare ar fi ele, la personalitatea sa, lui, mă rog, și alții care se duc în disperare către personaje. Și dumneavoastră, din ce categorie faceți parte? M-am dus către personaje. De aceea, dacă vă uitați puțin sau așa, și selecția noastră a fost foarte bună, pentru că eram ban într-un fel, ban într-altul. Diferite, și personajele săreau în toate felurile cu putință și m-am speriat la un moment dat. Am avut revelația asta. După ce am jucat în Actorul și Sălbaticii, care era un tipar de comisar cu pălărie, da, simpatic, care împușca tot, da, mai dura mult, jumătate de an, cred, și m-au chemat la Casa Scântei, la nivel înalt, acolo, la casele de film, au zis, băiete, e minunat, m-au mângâiat pe cap tot ce trebuie și au zis, joci, uite, un scenariu, comisar de poliție, detectiv, cu tare, deci alt personaj, la fel. Și am simțit, adică n-am stat mult, câteva minute, și am înțeles că mă împing pe un culoar. Nu m-am lăsat împins pe culoar. Mă aștept o slugă, un ceva, un altceva. Nu. Și am refuzat să intru pe culoare. Actorul trebuie să facă totul, să poată să suplinească orice, și decoruri, și orice. El e povestea, el e motorul, dacă poate, dacă nu, pa. Era o novelă, se numește Calul Dracului, și e o scenă, baba și dracu. Și baba eram eu și dracu era Mihăiță, de Mihăiță. Senzațională, dar și eu jucam la vedere. Dar despre asta vorbesc. Actorul trebuie să facă totul, să poată să suplinească orice. Și decoruri, și orice. El e povestea, el e motorul, dacă poate. Dacă nu, pa. Și luam rapid o bucată de... sau un șorț, de fapt. Îl puneam repede. Că eram un actor, pur și simplu, acolo. Și acum jucăm aia. Pe loc și la vedere. Puneam aia, puneam o cârpă în jum, și deveneam baba. Baba. Și din clipa aia baba eram. Păi dacă nu-i convingeam, nu mă stăteam în culise să mă aranjeze, să-mi facă și intram ca babă. Nu, la față. La față, de la aici vedere. Acum. Așa, până în 72 făceam un film
în care mergeam într-un tren cu Ilariu Ciobanu și mergeam undeva, nu are importanță, undeva munți, nu contează, și mâncam o roșie pe culoare. Și mâncam o roșie și discutam cu Mariana Mihuț, care era o profesoară, mă, și cu roșia aia o țineam așa și o scuturam cum ai scuturat țigara afară, cum ar veni. E adevărat, curgea să nu curgă pe tine aia, da. Era zeamă. O chestie de asta. S-a remarcat sau nu știu ce. Poa, ce fericit eram. Deci făceam descoperiri de astea. Sau un Filip cel Bun, la un moment dat, era masa cu familia, cu probleme, cu toți, cu nu știu ce. Și eu, ca personaj, mâncam o ciorbă. Mâncam o ciorbă tăcut și la final întrebam nu știu ce. Atât. Toată lumea se uita la mine. De ce? Pentru că eu mâncam și luam, dar încet să nu deranjez pe, dacă aș fi făcut așa repede, nu conta. Dacă să nu deranjez pe toată lumea, scoteam din ciorbă pe margine, scoteam pielițele de roșii. Scoteam aia. Așa am înțeles eu profesia, așa am învățat-o și așa am făcut-o și de asta mi-a adus satisfacții uluitoare. Ați și dăruit, ați și primit, evident. E un cerc. Da, da. Porțiunea cea mai urâtă a comunismului a fost anii 80, care au fost monstruoși. Și la un moment dat am jucat un spectacol la Constanța. Și un Molière, da. Și după ce am terminat spectacolul, eram toți înșirați așa și eram, era urcarea pe scenă, trei trepte, și eu eram acolo, primul, cred, din distribuție, stăteam într-o margine. Și din sală urcă o doamnă, așa, cu o floare în mână, așa, și vine, urcă, și lângă mine era o colegă, și cu o mână îi dă floarea colegii și mie îmi apucă mâna și îmi bagă în mână cu hârtiuță. Am continuat și când am putut, m-am uitat și am deschis. Era o bucățică de ziar. Deci un cap de ziar, nu era rupta din aur. Da. Și scria, doar voi ne-ați rămas. Oh. Vă iubim tare mult. Da. Înțelegeți? Adică simți, dacă simți că e așa, sau poate fi așa, păi dai tot, nu știu, e tot din tine. Vreau să ne spuneți două, trei filme care v-au impresionat. O mulțime de filme, să Dumnezeu, le recomandăm și celor de acasă. Păi recomandăm degeaba, că nu se uită nimeni la ele. Uite, se uită, spuneți-ne. Uite, mai eu vede azi cineva cuțitul în apă de Polanski? Nu mai se uită nimeni. Nici la facultate cred că nu se mai studiază. Proiectează și studiază. Da, filme uriașe. Uite, cuțitul în apă, da, ne-a spus și domnul. Și mă întorc la cinemaul american din anii 60. Este senzațional, senzațional. Ce filme se făceau și nu seamănă deloc cu ce se face azi, cu industria asta. Da. Ce caii se împușcă, nu-i așa? Ce film este, Dumnezeule mare cu Jane Fonda. Nebunie câte filme minunate s-au făcut. Sau Pădurea de mestece al lui Andrei Vaida. Deci un film după care... Vreau să știu care e rolul la care v-ați distrat cel mai mult la filmări. Distrat? Da, amuzat. Da, a fost așa o atmosferă. Și amuzat, da. Nu, Ardelea în Investul Sălbatic, acolo ne distram și noi. Ca să zic așa, era o plăcere, că o distribuție foarte bună, mă rog, foarte bună, regizorii erau de top amândoi, și Dan Pița și Mircea Veroiu, de top, deci da. Toată lumea. Popovici, care era scenaristul, iarăși era cel mai mare scenarist al nostru, Titus Popovici, și... Atunci noi aflați în situația aia, așa, nu știu, am luat-o ca pe o joacă, cu adevărat, cu toții, și am făcut un western. Da, da, da. Trei filme western. Pe cuvânt că s-au făcut bine filmele alea, pentru că toată lumea ne întreba, și unde, în America, unde ați filmat? Unde n-ai, bă, că n-am trecut de curtici. Totul a fost făcut în România, în totalitate. Și zici că e Vestul Sălbatic, zici că e Nevada, California, tot, acolo e perfect, fără cusuri. Da. Există... Meserie, pare rău, meserie. Da. Există un rol pe care vi l-ați dorit foarte mult, care vi se părea că v-ar fi venit mănușă și care nu s-a întâmplat, totuși? Nu. Și uite de ce nu. Și a fost și un moment, la un moment dat, când stăteam în cabină cu Forie Terlei, marele maestru, artist emerit, care ținea foarte mult la mine și îmi spunea Mircișor, că așa vorbea altă vremuri, și zice, mi-a zis la un moment dat, acum e timpul să te duci la direcție și să ceri să joci ce vrei tu. Maestre, zic, nu o să mă duc de niciun fel. Dar cum e? De ce nu? Maestre, știi de ce? Că dacă cer eu ceva, orice mi-ar trece mie pe-n cap și nu mi-iese bine, numai eu sunt de vină. Da? Deci nu vreau asta să... De niciun fel. E periculos. Nu numai asta, dar nu vreau, pentru că... Știi cum e? Și am dreptate. Și am avut dreptate în multe rânduri. Dacă mi se pare mie că aș putea să fac un lucru, s-ar putea să greșesc neapărat. Dacă el, regizorul vreau să spun, sau scenaristul, cu luciditatea lui, să zic așa, mă așează într-un punct, mizând și pe altceva decât știu eu despre mine,
pe altceva decât știu eu despre mine, înseamnă să scoată din mine chiar mult mai mult decât aș putea eu. Și mi s-a întâmplat, am jucat într-un film care s-a numit Secvențe, Alexandru Tatos, care e unul dintre cele mai bune filme din România. Și acolo un personaj și un șef de sală beat tot timpul, numai eu nu eram. Și la vremea aia jucam toți junii primi, sau mă rog, băieții buni. Dar nu se putea, că mă săturase, nu mai știam cum să scap de ei. Nu, și m-a pus să joc responsabilul de sală și a zis, nu vreau să joc, nebunesc, nu pot să fac asta. Ștefan Mihăilescu Brăila e personajul, nu eu, nu mă băga acolo, că eram prieteni și colegi și lucram minunat cu el. M-a certat și m-a obligat să joc. Și ce bine a fost. E unul dintre cele mai reușite personaje pe care l-am făcut vreodată. Cum e Mircea Diaconu când nu e niciun personaj? Ce hobby-uri aveți? Îmi plac mașinile, domnule. Și am mașini de epocă. Aveți, da? Am o mașină de epocă și o iubesc, de nu pot să spun. Am un Aro 10. O lustruiți-o? Nu lustruiesc. O spălați, o curățați? Nu, o istorie întreagă. Eu o am din 1978 și ea e fabricată în 70. Și eu din 78 până acum, câți ani au trecut? O mulțime, nu? 40 și câți? 2 de ani. 2. Mașina mea de atunci. Și e și acum. Sigur, e stricată de mai mulți ani de zile și tot încerc cu niște băieți să o fac. Facem. I-am luat și piese, ceea ce nu aveam. Dar pe vremea lui Ceaușescu nu exista nimic, o garnitură, nimic. Și eu îmi reparam mașina. Ajunsesem, mă duceam la mecanică fină, care era o fabrică senzațională la vremea aceea, și toți mă știau de la director până la muncitori și îmi făceau din strung piese, modificam, făceam, dregeam ca să meargă mașina. Și mi-o reparam singur. Și venea iarna și opreau ăștia circulația, că așa era pe vremea aia, și eu desfăceam motorul mașinii mele, îl duceam pe burtă, că eram doi cilindri, un motor mic, și îl duceam pe burtă în pivniță și toată iarna desfăceam la el. Făceam segmentări, singur, acolo. Pasiunea asta... Pasiune, pur și simplu. Da. Și iubesc mașinile, îmi plac mașinile, dar nu mai pot. Sigur, mașini vechi, mașini ieftine. Că nu, mașină scumpă nu o să-mi iau niciodată în viața mea. Aveți vreun regret profesional? Un proiect care nu s-a mai făcut? Un actor sau un regizor cu care ați vrut să lucrați și mai nu multe, s-a mai întâmplat? Mai multe nu s-au făcut. A fost un scenariu tot al lui Titus Popovici și care era un film de două serii despre războiul de independență. Și era adevărul istoric la vremea aceea, cu adevărat. Și cu rușii, cum a venit aici și s-au făcut de, era să spun ce, armata rusă, cu țar, cu toți, s-au făcut de râs, ca să nu ne cenzureze cineva. Da. Pur și simplu, și cum au fost salvați de cei de pe aici, nepricepuții și mai departe, și în care aveam un personaj foarte frumos. Și actorul sălbatic e un film pe care îl vedem, ne place. Acolo e un cifru al poveștii și la vremea aceea toți îl știau. Da. Căci Constantin Tănase, marele actor, n-a murit din cauza legionarilor, ci a bolșevicilor, a rușilor din, veniți în țară, care l-au terminat, ca să spun așa. Și nu, deci nu era așa, ca să fie foarte limpede, dar nu puteai să faci filmul, nu, să faci apologia legionarilor. Evident, nu, evident. Puteai. Dar așa a fost. Un sfat pentru un tânăr actor? Dacă nu poți altfel, încearcă să o faci. Dar pregătește-te pentru cei mai rău. Și mai greu. Și mai greu și mai rău, da. Nu sunt vremuri foarte bune pentru actorie acum. La vremea noastră, dintr-un punct încolo, contai public, nu știu, ca societate. Până la urmă, la vremea aceea, vizibilitatea era pentru sportivi, pentru cântăreți, pentru actori, nu pentru alte genuri. Și parcă merita, nu știu, publicul venea altfel la tine, venea cear ajutor, nu hai să mă distrez și atunci... Fă-mă să râd. Da, fă-mă să râd, exact. Nu, deloc, nu era deloc așa. Atunci, și noi răspundeam cu aceeași monedă și ne interesau nivele înalte, încercam să le atingem, performanță în sine. Și mai era ceva la vremea aceea și contează tare mult. Lumea profesionistă era clară și neprofesionistă funcționa. Amatorii, dar în alte sisteme, nu se interferau. Astăzi e un amestec general de amatori și amatorismul tinde să anuleze profesionismul, nu invers. Aveți proiecte în derulare? Actorul este un om lângă un telefon. Dacă sună telefonul, merge. Dacă nu sună telefonul, nu. Și așteptați să sune în continuare. Da, aștepți un telefon ca să intri într-un proiect. Sunt vreo două care ar fi pe masa de lucru unor regizori, vorbesc de film acum, că teatru nu mai fac. Teatru nu? Nu vreau să fac. Nu mai vreți? Nu. Aveți vreun motiv? Da. Al meu, așa cred eu. E o modă a vulgarității obligatorie aproape, inclusă actului artistic și a violenței. Nu mă interesează, nu vreau.
Eu am învățat altfel. Pe mine, când eram student sau profesoara noastră, ne cenzura la cuvinte și era foarte liber. Uh-huh. Sunt cuvinte care n-au ce căuta pe scenă. Cuvinte, nu porcării. Știu la ce vă referiți. Nu, cuvinte, pur și simplu. Da. Așa am învățat și nu vreau să-mi stric amintirile. Scena trebuie să fie o zonă de lumină. Vreți să trimiteți alt tip de mesaj. Nu, scena e altceva. Vin părinți cu copii, se aducă la teatru, se învețe la teatru. Și tu pe scenă îți dai pantaloni jos? Sigur, nu mereu și nu peste tot, dar există fenomenul. Mă feresc. Și îmi protejez amintirile care sunt absolute. Sfinte sunt amintirile. Da, sunt absolute. Un mesaj pentru cei de acasă care v-au urmărit în această seară? Tot despre iubire e vorba. Mereu. Și atunci, dacă există asta, undeva în inima fiecăruia se așează niște actori. Și niște actori. Și există o chestie fabuloasă în profesia noastră. Din când în când, intri în memoria delicată, tainică, sentimentală a unui om pe care nu-l cunoști. Și rămâi acolo. Și intri în inimile cu un gest, cu o întâmplare, cu ceva anume, nici nu contează. Și rămâi acolo pentru toată viața lui. Noi, actorii, murim la un moment dat. Și am zis asta prima dată, sau am revelat chestia asta prima dată, la mormântarea lui Emil Hosu, colegul meu și prietenul meu. Și am zis atunci, și zic și acum, că noi, actorii, din acest motiv, murim abia când ultimul dintre spectatorii noștri părăsește lumea. Până atunci suntem în viață, fiindcă suntem acolo. Intrați exact în memoria celorlalți. Păi nu-i un regal? Ce asta e cu bani? M-a luat așa cum se ia astăzi un diarist, mă rog, moderator. Zice, domnule, de acolo, da, mai am o întrebare. Actorii sunt săraci. Cum vă simțiți acum? Adică, se uită la mine cu o milă nesfârșită. Că eu eram bogat și eu eram sărac. Stai puțin. Și am zis, stați un pic. Hai să stabilim întâi ce e bogăție sau fericire și invers. Întâi asta și abia după aia vedem ce și cum. Și am o întrebare. De exemplu, are loc un spectacol, o sală plină și la final acel actor, sărac, cum spuneți dumneavoastră, când se aprinde lumina și 500 de oameni se uită la el într-un anume fel și îl aplaudă și ăla pe scenă, e bogat sau sărac? E bogat, vă spun eu. Și atunci dacă zic eu, așa am zis atunci, așa zic și azi, dacă fericirea sau bogăția e o cifră, mi-e milă de tine. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici, a fost o onoare. Cu dumneavoastră mă văd data viitoare. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară minunată!